Costel Atanasiu este un biolog român, cercetător în virusologie, care a studiat în România, apoi la Universitatea Edinburgh din Marea Britanie, dar s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. În prezent lucrează la Wistar Institute, o instituție independentă de cercetare non-profit în științe biomedicale, cu expertiză în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecțioase și cercetării vaccinurilor. Virusologul român susține că sunt 4 categorii de persoane în momentul de față: vaccinați împotriva COVID-19, nevaccinați, trecuți prin boală și vaccinați, trecuți prin boală și nevaccinați împotriva COVID-19 și că nu trebuie aplicată aceeași rețetă pentru toată lumea când vine vorba despre vaccinare. În România, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, doza suplimentară sau doza a treia de vaccin anticovid se poate administra în cazul persoanelor sever imunocompromise, cu vârsta peste 12 ani, ca parte a schemei de vaccinare primară, după un interval de minim 28 de zile și până la 4 luni de la doza a doua. Administrarea unei doze de rapel sau booster se poate face la persoanele cu vârsta peste 18 ani după cel puțin 6 luni de la administrarea dozei a doua, după cum a autorizat Agenția Europeană a Medicamentului. Cred că s-a procedat foarte bine, deci s-a început în acest moment doar cu persoanele vulnerabile. Și este mai bine așa, pentru că, din două motive. Deci persoanele vulnerabile, normal, nici măcar nu au niciun răspuns imun probabil foarte bun. Deci cantitatea de anticorpi pe care ei o obțin nu este la fel de bună cu a unei persoane sănătoase. Plus mai este încă o problemă foarte importantă. Aceste persoane vulnerabile au fost primele care au fost vaccinate. Deci a trecut atât de mult timp încât chiar și dacă au avut un răspuns imun foarte bun, acum este foarte jos. Și ați văzut ce s-a întâmplat în Israel, exact chestia asta. Deci persoane foarte, foarte, cele mai bolnave au fost vaccinate, iar ei începând vaccinare foarte repede, prin decembrie-ianuarie, exact acele persoane vulnerabile au ajuns cu cea mai mică doză de anticorp înainte de a apare varianta Delta. Și de aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo. În acest caz, argumentul celor care deja au doza completă sau schema completă cu cele două doze, de a mai face și această a treia doză, rămâne în picioare? Care este diferența dintre o persoană imunizată cu schema completă de vaccin, indiferent de tipul de vaccin, că avem și vaccinuri în care se face o singură doză, da? Și o persoană care face și boosterul, cu cât scade riscul de infecție cu SARS-CoV-2 în cazul unora, respectiv al celorlalte persoane? Răspunsul imun la fiecare din aceste doze este foarte diferit. După doza 1, răspunsul este cam anemic, vă spun sincer. Doza a doua este, răspunsul imun pentru doza a doua este mult, mult mai mare, undeva între 100 și 10.000 de ori mai puternic decât prima doză. Cea de-a treia doză, boosterul, vă crește și ea cam de 5-10 ori mai mult decât rapelul, decât doza a doua. Deci, vă dați seama că vom avea mai mulți anticorpi decât am avut după rapel. Asta însemnând și faptul că următoarea doză, de exemplu, va trebui să o facem mai târziu. Deci nu după 6 luni, poate o facem după 8 luni sau după 10 luni, pentru că pornim de la o cantitate mai mare din start de anticorpi. Iar următoarea doză, adică cea de-a patra, în mare parte, de vaccin anticovid, va fi la un an distanță, poate, sau cumva reluăm din nou schema de vaccinare? Va fi din nou doza 1, doza 2, doza 3? Nu, schema de vaccinare nu se mai repetă. Nu se mai face niciodată două doze, una după alta, pentru că nu este nevoie. Deci prima doză, organismul are un răspuns primar, care este, v-am spus, este diferit față de următoarele. Deci următoarele doze, fie că e doza 2, doza 3, doza 4, va fi tot un răspuns secundar, așa se numește. Va fi întotdeauna foarte puternic. Deci nu va fi, după fiecare booster care facem de aici încolo, practic se va mări distanța până la următorul booster, să spunem.
Există și discuția legată de numărul de doze de vaccin care ar trebui administrate unei persoane care a trecut prin COVID-19. Dacă este suficientă o singură doză, dacă sunt necesare două, dacă mai e necesar și boosterul, care este părerea dumneavoastră? Deci sunt articole pe care le-am văzut pe PubMed care vorbesc clar despre această problemă. Deci, practic, dacă treci prin boală, răspunsul imun este un pic mai slab decât dacă ai două doze de vaccin, dar este mai bună decât o doză de vaccin. Cu toate acestea, dacă o persoană care a trecut prin boală face și o singură doză de vaccin, răspunsul este enorm de mare. Răspunsul imun este fantastic de mare, este mult peste răspunsul pe care îl obții după două doze de vaccin. Dacă mergi și cu a doua doză, după ce ai trecut deja prin boală, practic nu se mai întâmplă nimic. Deci după prima doză de vaccin se ajunge la un platou. Nu se poate mări mai mult și practic a doua doză pentru persoanele care au trecut prin boală este inutilă. Deci o singură doză este suficientă. Problema este următoarea. Nu toată lumea trece prin boală la fel. Deci nu poți să standardizezi. Persoanele care au trecut prin boală, unele au pornit de la o încărcătură virală foarte mică, iar altele la o încărcătură virală foarte mare. Și atunci nu poți pur și simplu în mod automat să spui da, îți dau o doză sau îți dau două doze și trebuie făcut, practic trebuie testați anticorpii. Deci trebuie testați să vadă unde se află persoana respectivă din acest punct de vedere. Și abia după aceea se poate, se poate decide unde mai. Pentru că la vaccin, vedeți, noi suntem... Este standardizat cât de cât toată lumea a fost stimulată cu aceeași cantitate de vaccin. Într-adevăr, fiecare persoană răspunde un pic diferit, dar cel puțin din stat am pornit cu aceeași cantitate de vaccin. Nu este același caz și pentru persoane care au trecut prin boală. Deci, în concluzie, spun, o doză de vaccin ar fi practic suficientă, dar înainte de a face această doză trebuie testarea de anticorpi. Și pentru că vorbiți de testarea de anticorpi, aș vrea să întreb când ar trebui dozați anticorpii după vaccinări, vorbim în general, pentru a fi relevant, pentru că tot au fost discuții, cel puțin în România, dacă să ne măsurăm anticorpii după prima doză, după a doua doză, medicii spun că nu are rost. Și dacă există un număr de anticorpi la care ar trebui să se decidă o nouă vaccinare. Deci, după prima doză, nu are rost să facem, nu are absolut niciun rost să facem dozare de anticorpi. După a doua, minim 2-3 săptămâni. Aș recomanda mai mult cam pe la o lună, o lună și jumătate, pentru că acolo ajunge la maxim. De acolo începe să scadă. Dar, cum spuneam, asta este una din probleme. A doua, dacă vrem, într-adevăr, să vedem unde suntem înainte, cum spuneați dumneavoastră, dacă există un număr minim, atunci trebuie să faci chestia asta exact înainte de a te gândi să faci un booster. Nu are importanță unde a fost acel, v-am spus, la maxim, undeva ajungi la maxim. S-ar putea de la cel maxim să scazi mai repede sau mai încet. Și atunci trebuie să mai faci încă o dozare exact înainte. De fapt, asta este mult mai importantă. Prima dozare care o faci după 3 săptămâni sau după o lună jumătate este mai mult de curiozitate, să vezi unde ești. Dar dacă vrei într-adevăr să faci booster-ul, trebuie să-ți faci o dozare exact înainte. Și există în momentul de față o densitate minimă de anticorpi acceptată, să zic, la nivel general, la care se poate spune că ești protejat? S-ar putea să existe. Deci eu personal nu sunt medic, nu lucrez direct, lucrez în laborator, deci în laborator de cercetare. Deci s-ar putea să existe această doză minimă. Eu personal nu o cunosc, nu știu care este. Ce părere aveți de personalizarea schemei de vaccinare în funcție de tipul de persoană? Vaccinată, nevaccinată, trecută prin boală? Vă întreb în contextul în care se vorbește tot mai mult de personalizarea diverselor tratamente. Știu, aici vorbim de prevenție, dar cu toate acestea am putea vorbi de un astfel de personalizare, de vaccinare? Absolut, absolut. Sunt de acord cu această personalizare, pentru că așa cum am spus și până acum, în special la persoanele care au trecut prin boală, trebuie să fim foarte atenți.
De fapt, există și o a patra variantă, deci avem vaccinați, nevaccinați, trecuți prin boală și vaccinați, trecut prin boală și nevaccinați. Trebuie testați, pentru că altfel nu putem să aplicăm o rețetă pentru aceeași rețetă pentru toată lumea. În plus, mai există imunizarea prin vaccinarea încrucișată, care iarăși a fost destul de discutată. Are ea avantaje față de variantele, de schemele clasice? Deci eu am văzut, s-a pus problema aceasta în momentul în care AstraZeneca a fost retrasă de pe piață pentru o perioadă. Și atunci au rămas persoane care aveau o singură doză făcută cu AstraZeneca, deci nu aveau doza completă și pe a doua nu mai puteau, pentru că era retras și nu se știa pentru câtă vreme. Atunci s-a testat să vadă dacă Pfizer-ul poate să suplinească asta. Și rezultatele au fost bune, să spunem un pic mai mult, chiar un pic mai bune decât dacă s-ar fi folosit două doze de AstraZeneca. Deci ar fi o creștere, dar nu o creștere dramatică așa cum crede lumea. Deci, în afară de acel articol, eu nu am văzut niciun alt articol în care să spună, da, este un avantaj clar dacă încrucișăm vaccinurile. Poate ele există, dar eu nu am dat de ele, pentru că literatura de specialitate în acest moment este, pe COVID, este ceva fantastic. Se publică mii de articole pe săptămână. De ce nu se probează trecerea prin boală, prin testarea imunității, și aici vorbim de anticorp, de celule B, T, ci este acceptată doar dovedirea printr-un test care știm că a dovedit că dă rezultate fals pozitive? O întrebare foarte bună. Într-adevăr, nu ar trebui să facă așa. Deci ar trebui să dozeze anticorpii, pentru că testul acela de antigen, într-adevăr, este rapid, este ieftin, dar este foarte imprecis. Deci, practic, ar trebui să dozeze, să facă dozare de anticorpi. Care este riscul unei persoane care a trecut prin boală și este vaccinată să se îmbolnăvească din nou, comparativ cu o altă persoană care doar s-a vaccinat, dar nu a trecut prin boală? Cum v-am spus, o persoană trecută prin boală și vaccinată, chiar și cu o doză, are un răspuns imun mult mai mare decât o persoană care nu a trecut prin boală și are cele două doze de vaccinare. Deci răspunsul este, probabilitatea este mai mică pentru o persoană care a trecut prin boală și este vaccinată de a se infecta decât o persoană care are o schemă completă. Cu alte cuvinte, boosterul pentru persoane vaccinate și care au trecut prin boală, în ce condiții ar trebui făcut? După testarea de anticorpi? Absolut. Deci, în momentul de față, m-au întrebat foarte multă lume chestia asta, deci practic nu trebuie. Dacă ai trecut și prin boală și ai făcut și vaccin, sunt convins că ai un nivel de anticorpi foarte ridicat. Dar ca să fii sigur, atunci trebuie să faci un test. Și dacă testul îți arată că ai un nivel scăzut de anticorpi, atunci da, poți să vă faci, bineînțeles. Dar altfel nu trebuie să mergem direct. Pur și simplu orbește, a trecut prin boală, s-a vaccinat acum câteva luni și acum să mai facem încă un booster. Nu trebuie făcut așa.